interiorul României. Deci societatea oricând poate desfășura activitatea în condiții normale în ceea ce privește eligibilitatea, capacitatea profesională și capacitatea tehnică. Singura soluție ca să poată să existe este ca societatea să aibă de lucru. Am participat în calitate, vorbesc de societate, am participat în calitate de terț susținător și în calitate de subcontractor a foarte multe licitații. La care chiar dacă s-au ieșit pe locul întâi combinația respectivă, nu s-au adjugat licitații. Deci, ceea ce zice Oficiul Concurenței, sigur, este legal și corect, așa trebuie ajutat pentru prețul cel mai mic, dar din păcate, legislația, și o spun cu toată responsabilitatea, legislația valabilă în România la această dată, de achiziții publice, este extrem de din punctul meu, de necorespunzătoare. Dacă se aplică principiul de a se acorda la prețul cel mai mic, sigur, se pot găsi la o documentație, legislație, în baza unui caiet de sarcini elaborat de cel care organizează licitația, oricând se pot găsi principii care n-au fost respectate și am să vă dau doar un singur exemplu. O licitație, o ofertă a fost dată neconformă din cauza că la organizarea de șantier a fost pus WC-ul cu ușa pe direcția vântului. Este domeniul Vilarului, dar este o realitate din păcate.